am terminat munca, am mers acasă fuga să mă schimb și am pus bagajele în portbagaj în vacanță la cottage. Și m-a cheat astăzi că oricum ajungem acolo noaptea și nu are rost, majoritatea zilei suntem pe drum și nu are rost să mă machiez după aia la noapte să stau să mă demachiez. Și da, s-a făcut cam frig afară, vedem acolo, că acolo o să fie mai frig decât aici, dar o să vedem acolo, nu? Și mâine o să fac turul casei care am închiriat-o de acolo, că astăzi ajungem noaptea și nu are rost. Da, vă las și ne auzim mai târziu, nu? Voiam să încep vlogul ăsta de călătorie. Și noi întotdeauna înainte de vacanță, noi întotdeauna suntem aglomerat, dar întotdeauna înainte de vacanță doar facem duș, ne schimbăm și plecăm în vacanță. Luăm pe Alex la școală și plecăm în vacanță. Se schimbă Alex în mașină, săracu, că nu avem timp, da. Și ne auzim mai îndată, că așa mă doare stomacul de la foame, azi nu am mâncat nimic. Încă și este ora 3:30, dar o să mănânc îndată. Hai, ne vedem mai încolo. Așa, un ros pudrat și mi-am luat ceasul, nu știu cum de, pentru că nu am mai purtat ceas de foarte mult timp. Și inelul ăsta și brățara asta de la Swarovski. Și la picioare mi-am făcut unghiile albe. Dar mie îmi place așa. Culoarea asta neutră. Vedem pe Alex când iasă de la școală. Dar văd că el nu vine. Nu e Alex. Cred că povestește. A, uite, 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 uite. E chicken, Alex, cu pâine. Și sosuri.
hotăci și nu am vorbit cu voi, că nu am avut timp, dar am filmat niște cadre de la șemineu și așa ce am mai făcut. Dar noi am mers bine aseară pentru că nu am stat în trafic mult, doar în Londra puțin. Și acum vreau să vă fac turul casei noastre care am închiriat-o. Cum vedeți în spate deja este mașina și este, a început să picure și este foarte mare vânt, azi noapte a fost vânt. Eu nu am putut dormi azi noapte pentru că întotdeauna când schimb casa nu pot să dorm prima două noapte. Hai să vă fac turul și după aia mai vorbim. Cum vedeți, este intrarea. Hai să mergem mai aproape să vedeți cum bate vântul. Și ce tare bate vântul. Și suntem așa în câmp. Am vrut să fie așa. O să vă arăt casa și de afară, dar mai târziu când ieșim afară. Apoi, aici este un cuier la intrare și băncuța asta jos. Am pus noi aici niște haine, că am pus totul la rândul lor. Apoi aici un silicon pentru papuci și aici un tablou cu North Yorkshire, pentru că noi suntem aici, nu? Hai să mergem mergem în partea asta. Aici în față este baia. Să vă arăt, arată așa, este modernă casa. Cealaltă care am luat anul trecut era așa mai cu lemn și piatră, era altfel. Aici sunt dulapurile. Aici mi-am pus eu toate astea de make-up și aici o parte. Aici este o oglindă mare. Hello! Eu m-am îmbrăcat. Asta este outfit-ul meu pentru astăzi. Mi-am luat un cardigan peste o rochie și o să-mi iau niște cizme lungi. Aici, da, ceasuri, parfumuri. Voiam să vă arăt inelul ăsta de care l-am cumpărat data trecută. Arată fain, mie îmi place. Și hai să vă arăt partea asta la altă. Aici sunt niște prosoape. Și aici este dușul cu sticlă și de aici se pornește dușul. Hai să pornim. Așa se pornește dușul. Da. Cam asta este baia. Și aici în față este dormitorul nostru. Să vă arăt un view frumos. Îmi plac geamurile astea așa cât tot peretele. Da, fără să vă arăt aici, este patul, nu prea îmi place culoarea asta de mov la lingerie, dar na. Acolo este o noptieră, acolo altă noptieră, o oglindă și aici sunt dulapuri. Și acolo un alt geam. Aici este ou. Și hai să vă arăt și view din partea asta. Aici este o grădină. Avem mai multe pe lângă casă. Aici este un geam mare, foarte mare. Îmi place view-ul ăsta. Acolo mese cu scaune. O să ieșim și afară să vă arăt. Și în față este camera lui Alex. Și aici este un tablou cu Yorkshire. Hai să mergem în camera lui Alex. Și aici un dulap mare. Ceea ce e bine, prosoape. Seif avem acolo jos. Prosoape pentru jacuzzi. Un alt geam. O altă masă cu scaune. Și da, living-ul. Să vă arăt. Aici este o masă cu o lampă. Aici este Alex care joacă domino. Well, I know how to play. If you have a number and there's another number, you add it all together. And then there's another person that has their
Maybe we're gonna play in the afternoon. Yeah, I know. Canapele, perne, pături, o altă masă, candela asta ați văzut-o că am cumpărat-o eu, ceasul, televizor. Aici sunt lemne pentru șemineu. Ați văzut aseară că l-am pornit. Aici o altă masă mai mare, canapele, mese mai mici. Și afară avem jacuzzi, o altă masă cu scaune și canapele pentru afară. Și ce credeți? E foarte vânt afară, dar view-ul e foarte fain. Adică din Londra, de la aglomerație, aici e foarte bine. Arată fain așa. Și o să vă arăt și afară de mai îndată. Hai, make that thing! Ah, doesn't work. Yeah, it does. The piece is far away. Ah, ok. Aici este așa o mobilă pentru chei, reviste. În partea asta, de aici, începe bucătăria cu mașină de cafea, radio. E drăguț radio ăsta. Și ăsta un coș cu... din partea... da, is a present. Din partea gazdei de la care am închiriat. Aici avem pâine, ceai, ouă, gem de căpșuni, biscuiți, cafea de la Starbucks. Aici este frigiderul. Și era în frigider untul ăsta sau margarina asta, nu știu ce-i. Vinul ăsta. Ah, Sauvignon Blanc. Din Noua Zeelandă. White one. Dar nu știu dacă dulce sau... merge la jacuzzi. Da, și laptele ăsta. Aici este un dulap gol să pui chestii. Aici sunt cuțite, furculițe, tot ce ai nevoie să gătești, să mănânci. Alte ustensile pentru bucătărie. Aici cling film. Aici sunt oale. Aici ferii, prosoape, coș de gunoi. Hand wash, sanitizer. Aici este dulapul cu farfurii și căni. Aragaz, cuptor. Aici ai secțiunea de ceai și cafea și era sare și piper. Aici kettle pentru apă, coș, ales posteapții puțin. Aici mașină de spălat, mașină de spălat vase și poți pentru... detergent pentru spăla vase. Aici sunt paharele mele, trebuie să le iau înapoi. Un toaster, un microunde. Aici baking paper și alte oale. Aici sunt pahare pentru apă, vin, juice, șampanie, tot ce vrei. Și aici este cornerul pentru prim ajutor. Apoi, acolo este fix în capătul bucătăriei, masa. Îmi place lustra asta de aici. S-a focusat degetul meu. Așa, acum astea nu erau pe masă, le-am pus eu aseară. Da, așa arată, îndată o să luăm micul dejun. Și aici este partea de grădină, de unde se poate vedea și din camera mea. Dar afară o să mergem mai târziu. Și, da... așa arată masa, pregătită pentru micul dejun care o să luăm îndată. Aici sunt două tablouri. Așa arată. Da, și o să vă mai arăt afară, cam asta este turul. Ce casa asta care are multe geamuri. Și acolo băieții se joacă, nu știu ce, domino. Hai să luăm breakfast. Eu m-am echipat, aștept ca băieții să se îmbrace și după mergem până la
supermarket și după mergem la clădirea aia, o veche mănăstire unde au stat călugări și o să vă arăt, o să veniți cu mine. Afară tot e vânt și o să vă arăt și pe afară, probabil acum când ieșim, că am ceva timp. Asta este casa de afară și haideți în spate să vedem. Privirea lui Alex de la dormitorul lui cu mesele astea și după casă lene, masă de călcat, toate, cam, da, da.
De la Tesco. M-au luat păpucește de acasă mie și cam uitat de acasă să iau și ne trebuie la jacuzzi. Ăștia arată fain. Și de la M&S am luat un pork belly, niște ăștia de la Asda, niște roșii, un ulei din asta, apă minerală de la M&S, niște chestii din asta, un snack din asta, German, niște șuncă, vacana asta de ananas, mandarină și mango, niște avocado, niște tortilla, o feta, honey, smoked salmon și creamy soft cheese. Atât am luat. Și acum la jacuzzi să vadă situația. Am fost la guest house, unde erau primiți vizitatori din zona asta de boieri prin 1800 și ceva. 1890? Da, 1890. Arăta faină clădirea din față, dar cum ați văzut în spate și la biserică erau doar ruine și era fain că deja au ieșit ghiocei acolo. Semn că vine primăvara. Apoi a cumpărat cineva casa și din câte am înțeles, verișoara celui care a cumpărat casa locuiește vis-a-vis, în aceeași zonă. Și că vara e foarte frumos, că înfloresc florile acolo în față și mai frumos. Dar na, noi am venit acum. Sau primăvara, când încep a înflori florile. Da, era faină casa așa din piatră, mie îmi plac casele din piatră. Ok. Și acum mergem până în York. Dar tot e întunecat, e bine că nu bate vântul tare și nu plouă, că se anunță ploaie 75-80 ceva la sută săptămâna asta, deci nu am prins foarte bine. Dar vedem ce mai facem. Am ajuns în New York și plouă de ceva vreme. La noi nu plouă, dar aici plouă. Și dar noi vânt. Și e trafic puțin. Suntem aici cu Doru și Delia. Salut! Hello! Uite, domne, suntem în vlogul cu Ivan. Domne, dar cum e să vloguiești? Că noi nu suntem obișnuiți. Noi nu știu cu vloguri, noi nu ne pricepem. Nu, și ce e la vlog? Bună! Căutăm pe Google. Salutăm comunitatea. Hello, guys! Am ajuns acasă, este ora 6. Ne-am întâlnit în New York la un restaurant la Cot cu Doru și Delia. Am petrecut un timp frumos. Sunt întotdeauna foarte bine dispuși și veseli, ceea ce e foarte bine.